Așa gen de pictură le place persoanelor cu fire tainică, cărora le este confortabilă liniștea și chiar singurătatea din cauza epuizării în dedicația pentru cei apropiați și nu numai. Tabloul are două surse de iluminare, luna plină, care luminează darnic peste crengile copacilor, peste apa care se pierde în bezna nopții, iar reflecțiile pe care le-am redat lipind foițe de aur scot din întuneric valurile tremurătoare, care dau vibrație dublă tabloului. A doua sursă de iluminare sunt farurile aprinse ale mașinii imaginare din care am coborât pe malul acestei ape, sau poate chiar este lumina lăuntrică care devine vizibilă în momentul când avem nevoie cel mai mult și atunci când descoperi locul unde regăsești cu adevărat liniștea și pacea pentru suflet. Benefică întotdeauna este ca o mână puternică a unui prieten, a unui prieten bun care îți dă sprijin când te clatini. Acesta și este impulsul pe care l-am rădăcinat în această creație proprie.